Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs ferm împotriva Rusiei chiar în ziua în care a declarat zi de doliu național în urma masacrului de la Bucea. Maia Sandu a transmis pe această cale că nu se vor mai face reexportări rusești prin Moscova și nu va mai fi permisă evitarea sancțiunilor prin băncile moldovenești. Republica Moldova, așa cum spuneam, vorbește de sancțiuni pe elemente în parte, pornind de la implicațiile acestor sancțiuni. Deci pe partea bancară le respectă întru totul, nu există acest pericol și nu vom permite evitarea sancțiunilor prin sistemul nostru bancar, deci nu este posibil pentru că noi respectăm toate restricțiile sistemelor de plăți internaționale. Maia Sandu spune că nu va permite reexporturi prin Republica Moldova. Pe partea de exporturi nu vom permite reexporturi prin Republica Moldova, deci aceste riscuri sunt monitorizate și nu se vor întâmpla. Iar dependența de gazul rusesc al Republicii Moldova are nevoie de soluții. Singurul element important în relația economică cu Federația Rusă astăzi este achiziția de gaz. Și aici o să vedem cum o să deruleze lucrurile. Președintele Republicii Moldova a vorbit și despre ajutorul acordat refugiaților ucrainieni. Republica Moldova astăzi găzduiește 100.000 de refugiați, ceea ce înseamnă 4% din populația Republicii Moldova. Dacă este mult sau puțin, fiecare își face propria concluzie. Mai mult decât atât, Moldova a oferit părții ucrainiene servicii legeniștilor în localitățile în care luptele s-au terminat, însă au rămas în urmă mine și alte tipuri de materiale explozibile.